Majoritatea elevilor eligibili pentru a lua parte la orele remediale în cadrul programului pilot Școală după Școală provine din mediul rural. Există însă și unități de învățământ din marile orașe ale Oltului, unde sunt zeci de elevi care au nevoie de pregătire suplimentară. Printre acestea se numără și școala gimnazială numărul 1 din Slatina. Odată cu revenirea la școală în format fizic pe semestrul 2, automat au avut loc evaluările inițiale și în urma acestora am constatat că în jur de 100 de elevi, atât de la ciclul primar cât și de la ciclul gimnazial, ar avea nevoie de aceste ore remediale, doar că în urma cererilor depuse de către părinți, avem un număr de 38 de elevi la ciclul primar și 14 elevi la ciclul gimnazial. Conducerile unităților de învățământ din județ au identificat mii de elevi din Olt care au dreptul la orele de pregătire în vederea recuperării materiei pierdute, din motive diverse, în perioada în care cursurile s-au mutat în online. Dintre aceștia, doar o treime au depus cereri în acest sens. Din cei aproximativ 4.800 de elevi care ar fi putut fi eligibili pentru acest proiect, s-au înscris până astăzi 1.000 de elevi pentru ciclul primar și 509 pentru ciclul gimnazial. Așa cum s-a anunțat și pe canalele media, înscrierile pot continua, dându-se astfel posibilitatea elevilor să se autoevalueze pe parcurs și ulterior, dacă au nevoie, să participe în cadrul acestui program. Numărul mic de elevi care au depus cereri pentru a participa la orele remediale pune probleme conducerilor unităților de învățământ, care nu pot forma grupele necesare. Deși orele de pregătire erau programate să înceapă în această săptămână, acest lucru s-a întâmplat în puține școli. Autoritățile caută soluții pentru începerea la orelor remediare în toate unitățile de învățământ. Acolo unde avem de-a face cu școli mici, pot fi elevi în număr de 10, adică o grupă poate fi constituită dintr-un număr de 10 elevi și în urma precizărilor primite în ultimul moment de la minister, chiar dacă este o școală mică și unde avem de-a face cu învățământ simultan, dacă există învățământ simultan și aceste ore remediale pot fi făcute în același regim. Profesorii care participă la orele remediale vor fi plătiți suplimentar. Ei nu pot cumula lunar mai mult de 20 de ore din cadrul acestui proiect pilot, menit să-i ajute pe elevii care au avut de pierdut pe perioada predării online.